Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Robert Șișcă, bine ați venit în Ștefan cel Mare. Ne pregătim pentru Dinamo Academica Clinceni și Sepsi ocupă primele două locuri ale acestui play-out. Atenție, e ocazie mare, o centrare deloc rea, un balon care îl caută pe macedoneanul Mirko Ivanovski, dar fanionul imediat a fost ridicat din nou de la Ploiești în fața Chindiei, 2-0. Și a doua la media și fază periculoasă. Ce ocazie ratează capitanul Steliano Filip. Reacția lui Dusan Ugrin, care nu există, poate fi și-a un răspuns toată situația. Cât de bine a preluat Steliano Filip, cred că i-a sărit balonul, într-adevăr. A fost atât de sigur. Interioare destul de tensionat în această perioadă. Probleme. Inclusiv grădinarul. Și aici avem cartonașul roșu pentru Agron Rufati. Exact cum spuneam ceva mai devreme. Argulai scapă de unul singur. Argul, ocazie mare, formidabil, minutul 40. Revedem cea mai periculoasă fază, cea mai mare ocazie de gol a celor de la Academica Clinceni. Patriche cu mâinile pe sus, încercând să nu comită acel fault în postură de ultim apărător. Steliano Filip și este gol! Centrare perfectă! Mirko Ivanovski reușește în acest minut 55 să marcheze primul gol al acestei partide în Ștefan cel Mare. Dinamo Academica Clinceni 1-0. În cele din urmă, dinamoviștii sparg gheața în superioritate numerică. Dinamo reușește să marcheze. Steliano Filip a avut acolo spațiu mare de manevră. Holzmann departe de capitanul lui Dinamo. Centrare impecabilă, reluare spectaculoasă, pe care de altfel o are macedoneanul Ivanovski. Iese târziu Mirel Bolboaș. Colboașă aștepta acel balon. Cosmin Matei, frumoasă fază, nu este offside, este gol marcat de Dinamo, minutul 58. Antoni Ivanov o aduce pe Dinamo în avantaj de două goluri. Da, dezamăgirea a ceea ce s-a întâmplat în acest sezon este oglindită perfect în cadrul de mai devreme cu banca tehnică a lui Dinamo. Nici o reacție. Matei pentru acea pasă elegantă trimisă de Rodriguez, iar bulgarul Antoni Ivanov. Iar pe arena națională, la 20-30, FCSB este gazdă, aici este gol, 3-0, marchează și Vlăduț Moran. Spuneam FCSB, FC Argeș, ultimul meci al acestei etape. Fază frumoasă a dinamoviștilor, Vlăduț Moran a urmărit bine și nu avea cum să rateze acolo. Victorie, iată, care vine în mod special foarte clar pe această repriză secundă. Morar reia în primă fază, previzibil. Bolboașă respinge cum nu se poate mai rău, dar a urmărit bine jucătorul lui Dinamo și îndeplinește o simplă formalitate. Dinamo avea mare nevoie de această victorie, este clar, este logic, este absolut normal. Marchează al treilea său gol în tricoul lui Dinamo în această după amiază. Reluare superbă, nu este offside, este gol.
dublă făcută de Vlăduț Morar, minutul 78. Dinamo Academica Clinceni 4-0. Iată, la doar 2 minute, Vlăduț Morar își trece numele din nou pe tabela marcatorilor. Dar de revăzut faza. Steliano Filip reia acel balon. Aici, din prima, nu, nici vorbă de offside, pentru că Iana anulează poziția lui Vlăduț Morar. Simplă formalitate, o apărare inexistentă a celor de la Academica Clinceni. Academica Clinceni, care a reușit prime 45 de minute rezonabile. Goalkeeper care nu poate evita, iată golul de 5-0. Hat-trick, triplă făcută de Vlăduț Morar, minutul 86. 5-0 Dinamo Academica Clinceni. Față frumoasă, Azagbo pentru Ivanov, aici nu este offside pentru că Alexander Tsvetkov anulează poziția în afara jocului. Și aici nu este offside, Jerdea. Jerdea, acțiune frumoasă, Jerdea pentru Academica Clinceni și este gol! Gol! O tresărire de orgoliu pentru cei de la Clinceni. Minutul 88, Dinamo Academica 5-1. Nu reușește Patriche să blocheze. Davide Massaro marchează pentru trupa vizitatoare. Acțiunea i-a aparținut lui Jerdea. Aici, în dinamica fazei, greu să ne dăm seama dacă Jerdea a plecat din afara jocului sau nu. Însă Dinamo, iată, plătește cumva tribut, poate, relaxării din blocul defensiv. Surprinsă, trupa lui Dușan Uhrin este taxată. Acțiune frumoasă, Buleică depășită de tânărul Jerdea. Pasă acestuia în gura porții. Simplă formalitate pentru Davide Massaro, care reduce din handicap. Șansă pentru Robert Jerdea. Intervine acolo, dar este păcălit Ivanov. Holzman și din nou va fi corner. Nu mai este cazul. Centralul Andrei Antonie pune punct acestei partide. Victorie clară pe care Dinamo o obține în mod special în această repriză secundă. Eu am fost Robert Șișcă, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele noastre pentru că merită. O după-amiază plăcută tuturor.